Elena, bună ziua! Bună ziua! Vă vedem emoționată. Foarte! Foarte! Așa, deci până la urmă sperăm să fie emoții din plăcere, pentru că noi venim cu mare drag și cu bunăvoie. Vrem să vă facem un dar frumos, să vă spunem astăzi la mulți ani, mulțumim, din partea cuiva drag. Mulțumim! Și vreau să îmi spuneți dumneavoastră, dacă intuiți totuși, cine chiar de bună dimineață ne trimite aici să vă surprindă? Nu știu, așa ceva pot să fac și la mie. Așa. De la dânsa pot să mă aștept, dar altcineva nu știu. Mai aveți? Mai aveți cineva? Nu. Vă dau indicii? Încercăm. Surori? A, surori, da. Aveți? Mi-a dați nume? Viera și Adriana. Așa. Dați-vă, am o listă cu mai multe persoane care contribuie la frumoasă surpriză. De cei cu mare drag s-au organizat frumos pentru cea mai scumpă, pentru cea mai dragă, pentru cea mai iubită surioară. Deci și mesajul de pe tortă, așa și sună. La mulți ani, dragă, te iubim. Mulțumim. Această tortă frumoasă este din partea lor pentru dumneavoastră. Desigur o să dau și citire la o listă frumoasă persoanele care au contribuit. Între timp vă ofer și această floare frumoasă. Să o păstrați cu mare drag aici în casa dumneavoastră. Mulțumim. Și dat fiind faptul că ei sunt departe, înțelegeți la Rusia. Da, da. Să vă amintească întotdeauna de cei dragi. Mulțumim. Desigur, la această tortă vine și o șampanie. Să vă bucure astăzi masa dumneavoastră de sărbătoare. Mulțumim. Deci, cum am spus mai devreme, vreau să spun persoanele care contribuie la felicitarea frumoasă, după care vin și cuvinte de felicitare. Deci, comanda surprizei de astăzi pentru dumneavoastră din partea familiei Cioloc. Vera, Evgeni, Lera, Iana. Pentru cea mai scumpă și iubită soluară. Deci, cu mare drag astăzi ei împreună vă spun la mulți ani. Le pare nespus de rău că nu sunt astăzi aici, să vină ei să vă emoționeze, să vă vadă ei alergând așa emoționată și bucuroasă totodată, însă speră ei din tot sufletul cu surpriza lor, cu toate că e dimineață, cu toate că v-a luat prin surprindere, să fie primit acolo la sufletul dumneavoastră, să simțiți întotdeauna că sunteți iubită, să simțiți întotdeauna că dorul de departe vine întotdeauna și în orice clipă spre dumneavoastră, trebuie doar să-l simțiți și dumneavoastră cu sufletul și inima. O viață frumoasă, fie ca vârsta dumneavoastră de 39 de ani să fie abia un început. Un început al împlinirilor, al fericirii, al bucuriei, al vieții frumoase, să simțiți întotdeauna că sunteți femeie, blândă, fină, gingășă, iubitoare, primitoare și întotdeauna ușa deschisă cum a găsit o mamă. Mă bucur faptul că ne-ați primit, mă bucur faptul că putem să vă spunem la mulți ani, să fiți încă o dată sănătoasă și noi vă urăm din suflet la mulți ani, pentru că am îmbrățișare. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Și dacă aveți un mesaj. Vă mulțumesc foarte mult, nu m-am așteptat niciodată. Vă mulțumesc, vă iubesc foarte mult și vă aștept să veniți la mine. Sănătate, sănătate, probabil e cel mai frumos ce puteau ei să audă, că sunt iubiți și ei la rândul lor și că întotdeauna sunt așteptați aici acasă de cea mai scumpă soră. La mulți ani vă spunem, sărbătoare cât mai frumoasă, oaspeți dragi în cap de masă și spor la muncă. Mulțumim! Mulțumim!